în Anglia? Nu. Numai tu rămâne. Nu, nu. Da, și mi-a fost plecat. De asta te-am întrebat, că știam ceva de... Mi-a fost plecat 14 ani și mi-am întors. Și acum a fost aici, în țară? Da, în România, în Cucșoara. Mi-a făcut o căsuță. Lucrează tot la firma ce a lucrat în străinătate soțul, tot în România, aproape de casa, are mașină, de servici, de tot. Angajat în România, dar salariul de străinătate, mi-a tot în euro. Pe România, de ce se fac? Nu știu, că nu chiar, când îmi spun, să dai copii, ca să plătesc, să îmi vreau să pot să muncesc. E foarte greu, să nu muncesc, atunci am prima mașină de care să muncesc, că eu nu mă tot plătesc cu chiria. Nu te-ai de spun pe cea care o spune. Dacă eu nu am vrut să stai de la început cu nevărat, că să treacă noi de la început, eu l-am un apartament pe rate. Era poate jumate ani, jumate erau plătiți, jumate era plătiți și atunci veneam, da. Era ce era. Dar așa nu. Și mai avem și o fetiță. Ce-a fost fetiță, da. E seră, nu mai diferență, 15 ani. Să fie sănătoși. Asta e important. El face 20, el a terminat școala, mai are de bacul, termina liceul, dar la ei e o problemă că e... Nu știu, spune școala, mai e COVID-ul ăsta a fost el, nu că mi-a lăsat acasă, pentru că pista nu a fost cu... Mi-a fost frică și nouă și nu trebuie să facă. E cu internat și numai doar în orașul, atât de în oraș. El unde a fost, săptămânal, lungă, că a fost și acasă, nu e trebuie cât ești sigur că nu s-a spus, că a fost foarte bine. Că ăla e o copia din... Da. Și doar ăia dau care ești din oraș. Ăia a putut să meargă specializările și asta ce-a spus. Tăi, la după, dacă te urmă, ești de-aia. Asta e aici, că nu trebuie să fie la ce faci. Stai servicii să o faină. Nu știu, ok.